Spania va elimina temporar taxa pe vânzări la uleiul de măsline ca să-i ajute pe consumatori să facă față majorării prețurilor. Ministrul Trezoreriei a precizat că decizia reflectă importanța uleiului de măsline în dieta mediteraneană. Spania este cel mai mare producător și exportator mondial de ulei de măsline, dar valurile de căldură și seceta prelungită au redus semnificativ producția. Prețul uleiului a crescut dramatic pe fondul presiunilor inflaționiste globale. În ultimii patru ani, prețul uleiului de măslin a crescut cu 272% în Spania. În prezent, o sticlă de 5 litri poate costa peste 50 de euro la un supermarket din Spania. Locuitorii acestei țări au consumat anul trecut în medie 6 litri pe persoană, comparativ cu 0,4 litri în cazul consumatorilor internaționali.